ce ne înfruntă munții cu munții nebombate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne e cuvântul când îl avem de spus, decât slujirea țării nimic nu-i mai presus. Jurăm credință luptei oricât ar fi de grea, jurăm că pentru țară și viața ne-o vom da. Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască-n fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască-n fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Dar țara nu se face cu lași, cu apatriz. Iubirea nu te scuză când ochii închizi. Să curățăm tot răul din piața României, că noi suntem partidul și țara omeniei. Nu creadă coții muncii că ei sunt mari și tari, noi suntem patrioții revoluționari. Avem cozac pe piață cu visul și cu glia. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Încă o dată sărbătorim ziua poporului nostru român, să depunem flori la gloria eternă eroilor neamului, care a fost inaugurat în 2017 în cinstea eroilor neamului român. Astăzi sărbătorim această zi marcată pentru toată națiunea noastră. Doresc multă sănătate, succes și să luptăm pentru idealurile poporului nostru, într-adevăr, nu cu vorbele, dar cu faptele, cu integrarea economică, cu infrastructura, unirea infrastructurii dintre cele două maluri și dezvoltarea relațiilor bilaterale, astfel ca până la urmă să avem un trai decent, dezvoltat și copiii noștri să se simte români adevărați, nu doar în suflet, dar și economic, și bătrânii noștri pensionari să aibă pensia dorită și mult așteptată, cel puțin ca în România acum. Asta vă doresc, de fapt. Și domnul primar, vă ofer cuvântul. Da, bună ziua Andreanu tuturor! Eu vreau să aduc și eu sincer felicitări cu ocazia sărbătorii Ziua României, ziua tuturor românilor de pretutindeni. Eu mă bucur că avem aceste relații din frățări și poporul român ne-a ajutat întotdeauna cu diferite proiecte, a fost alături de noi întotdeauna să ne facă o viață mai bună, mai frumoasă. Trebuie să fim recunoscători pentru aceasta, că mai mult ca românii, niciunul nu ne-a ajutat și să fim cu respect pentru tot ceea ce fac ei. Sănătate tuturor celor care sunt români și la mai mult și la mai mare. Domnul Codreanu, vă rog. Bună ziua tuturor. Noi am ajuns cu câteva minute întârziere și fără flori pentru că ne-am oprit la Ioloveni, la bustul regelui Ferdinand, unde avem câteva monumente și o piață a Unirii foarte frumoasă. Mă bucur că partea aceasta culturală și identitară, mai ales la Ioloveni, dar și la Cimișlia, mulțumesc frumos, dar și la Cimișlia s-a concretizat nu doar în busturi așa frumoase cum le avem aici, dar și în muzee reabilitate, în porțiuni de drum reabilitate, în centre de sănătate reabilitate. De fapt, acesta este cel mai frumos mod de a face unirea, de a vorbi despre reunire prin proiecte concrete, prin poduri concrete, prin infrastructură concretă. Și astăzi nu am venit cu mâna goală, venim cu o donație pentru muzeul dumneavoastră. Este o donație care amintește de istoria noastră, Regina Tomiris, dar este mai degrabă o punte spre viitor. Este un lucru frumos și pentru mine și sper că și pentru dumneavoastră, că alături de un om care v-a fost mereu aproape, inclusiv raionul, inclusiv primăriei de aici, orașului Cimișlia, domnul Mircea Cosma, căruia îi spunem astăzi la mulți ani, e ziua dumnealui și este și cetățean de onoare, m-am uitat că este și cetățean de onoare, o merită din plin,
la fel cum o merită și colega dumnealui, doamna Ludmila Sfârloagă, și alți oameni buni care, într-adevăr, au venit în Cemișlia, au făcut lucruri frumoase și mă bucur că am făcut parte dintre ei. La mulți ani România, la mulți ani cimișleni, la mulți ani tuturor celor care au un suflet un tricolor. La mulți ani, la mulți ani. Două cuvinte din istorie, tot adus de Mircea Cosma. Deci el spune, acest monument a fost ridicat în memoria acelor soldați, suboficieri, ofițeri din divizia 13 Prahova, sub conducerea generalului Ioan Popescu Sanitarul, care în lunile ianuarie-martie a fost adus multe lupte cu bolșevicii și comandamentul acestei divizii, un timp oarecare, s-a aflat în Cimișlia. Deci avem acest monument cu vulturul cruciat, vulturul care are calități foarte bune și de la care ar trebui să învățăm pentru a ne atinge idealul. Deci, idealul unui popor, dacă n-are acest ideal, dar idealul nostru e să ne reîntregim și să fim și noi, deci numai decât acolo, e ca o busolă fără ac. Și mai vreau să spun că în memoria unicului nostru membru a Sfatului Țării, care, ce-i drept atunci, la 27 martie, a votat pentru unirea Basarabiei cu România, a fost adus din Alba Iulia, locul istoric, acest micuț brăduț, cam el aici nu prea merge, e memoria lui Nicolae Cernov, originar din Cicur-Minjir, raionul nostru. Este unicul. Am plantat aici și am plantat în satul lui Natal, să vedeți ce frumusețe. Crește așa, nu un centimetru, dar 2 centimetri pe an. Deci are așa un sol fertil. La muzeu este bustul donat de domnul Mircea Cosma prin asociația sa Euroregiunea plus prim-ministru Regina Tomiris, care va fi donat muzeului. Vom amenaja camera dacilor în muzeu și asta este prima donație în camera dacilor pentru a face camera așa istorică a poporului nostru.
fără țări. Să trăiască în lume pacea, dreptatea, bucuria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască muncitorii, țăranii, cărturarii. Trăiască demnitatea cea fără de avarii. Dacă renunți la luptă, n-ai ce să mai aștepți. Nimica nu se face în poziție de drept. Să facem România prin toți și pentru toți. Un teritoriu liber de orice prejudecăți. Să fie al nostru dreptul și a noastră datoria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Jurăm din milioane de inimi și de spine, din orice fel de sânge ne murmurăm bine. Jurăm bătrân și tânăr, femeie și bărbat, credință României necondiționat. Că țara-i bogăția ce veșnic ne rămâne și glasul ei ce îndeamnă deșteaptă-te române. Nu ne înspăimântă nimeni cu forța sau pustia. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Suntem de e nevoie o țară de soldați, suntem de e nevoie un lanț de mulți calvați. Durerea țării noastre păcută-i să ne doară, ne place libertatea ca oameni și ca țară. Și soarele dreptății să lumineze sfânt, o țară în roșu, galben și albastru pe pământ. Aceasta-i viața noastră, aceasta-i tăria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Deci mai bine. Primarul este? Este. Este. Nu mai mă gândesc. Dragi români, mie unele discursuri nu-mi plac, eu sunt un om sincer. Astăzi este ziua tuturor, și a celor de peste Nistru, și a celor de peste Prut, și a celor de la Soroca și până la Sud, până la Dunăre și după Dunăre, și în Italia, și în Grecia, și în Spania, și oriunde nu mai sunt în lumea asta români, și în Australia avem, dacă vreți, și în Anca, și în Madagascar, toți suntem români și ziua noastră. Multora poate nu le place, că suntem noi astăzi aici, dar multora le place, dar nu pot să vin. De asta îmi permit să vorbesc în numele tuturor celor care simt românește. Dacă nu le place limba, atunci o cântă. Dacă nu o cântă, atunci o dansează. Iar dacă nu face niciuna, nici alta, o simt, pentru că prin vene curge România. Fie că posezi limba română, dar o vorbești, o grăim cu toții moldovenește. Să credeți, să nu credeți, dar românii ne adoră atunci când noi vorbim moldovenești. Trebuie să ne mândrim cu cine suntem și să nu uităm de unde am pornit, pentru că riscăm să ne rătăcim acolo unde intenționăm să ajungem. Domnule președinte, domnule Codrean, mă bucur să vă cunosc, de văzut v-am văzut, am avut astăzi plăcerea să vă ascult, graiul frumos românește. Domnule primar, iată că pentru prima dată suntem în sala asta. Este o sală dedicată special pentru fotografie, dar
ne place ori nu ne place, este o sală care se încălzește și zicem, haide să ne unim astăzi, așa? În pofida pandemiei avem măști. Vreau să mai dau încă o dată cuvântul, dar înainte de toate vreau să vă fac cunoștință cu Regina Tomiris. Are origine iraniană, o să răscoliți în istorie și o să vedeți ce caută ea în Republica Moldova, ce caută ea în România. Este una dintre cea care, înainte ca să fie Roma romă, era Sarmisegetuza, stăpâna tuturor capitalilor și era pe pământul nostru getodac. Tomiris a fost cea care i-a dat capul celui care a cerut-o de nevastă. Tomiris este cea care a tăiat capul regelui iranian, de pe atunci un mare regat, și l-a muiat în vin și îl ținea acolo. De asta când o să ne uităm la Tomiris... Să ne speriem așa un pic. Să ne umplem de putere și să mergem mai departe și să ne mândrim că avem o regină. Domnule Codrean, dumneavoastră cu ce îndemn ați venit de la Prahova? Ce ne-a transmis domnul Cos? Eu nu m-am gândit neapărat la partea asta cu capul tăiat, dar e și asta un argument că reprezintă un moment aparte în istoria universală. Doamna respectivă, regina respectivă, nu știu, poate ați văzut cei un pic mai tineri, a apărut și o ecranizare a istoriei lui Tomiris, o ecranizare care însă încearcă să îndepărteze Tomirisul de tot ceea ce este românesc, de tot ceea ce este acest spațiu Carpatul-Danubiano-Pontic, dar noi trebuie să cunoaștem adevărul și așa cum spunem că avem limba română, nu limba moldovenească, că suntem moldoveni, dar suntem partea poporului român, același lucru să spunem și despre Tomiris, care este a noastră, să ne mândrim cu ea. Și mă bucur că anume la Cimișlia a venit Tomiris. Mă bucur că după ani buni, nici nu mai știu anul exact când am fost aici și când vorbeam despre o eventuală renovare spre o scară a Prahovei, acum venim și vedem toate aceste lucruri care se întâmplă și m-aș bucura să avem și sala despre care tot vorbim foarte frumos amenajată. Mă bucur că avem un președinte statornic din punct de vedere al statutului pe care l-are la Cimișlia, domnul Ălărescu. Mă refer și la pozițiile publice pe care și le asumă în mod curajos și la statutul care ne ajută pe noi, în primul rând. Să spunem clar că suntem români, să avem o zi frumoasă 1 decembrie aici la Cimișlia, că unii o mai scaldă cu zi națională, cu neamul nostru, cu limba de stat, ferindu-se de adevăr. Ori ăsta este cel mai urât lucru, pentru că de fiecare dată, la sfârșitul zilei, inclusiv la sfârșitul acestei zile, ne ducem noi acasă. Suntem față în față cu noi înșine, cu conștiința noastră și atunci eu pe fiecare dată mă întreb ce simt, dacă simt și cum se simt oamenii care spun minciuni. Noi trebuie să fim mândri că suntem români, să fim mândri că noi cunoaștem adevărul și să fim mândri că putem să-l spunem tuturor. Sper să ne revedem la Cimișlia și cu alte ocazii. De fapt, în ultima perioadă vin cam des la Cimișlia. Am fost recent în câteva sate unde am dus alt tip de donație, dar tot cu caracter românesc. Am dus cărți și materiale informatice în satele din Cimișlia. Și cu siguranță vom reveni și cu alte ocazii. În primul rând, pentru a vorbi despre acordurile de înfrățire, care pentru mine reprezintă o prioritate, au reprezentat în acest mandat de parlamentar care se apropie de sfârșit. Probabil știți, pe 5 și 6 decembrie avem alegeri parlamentare și m-aș bucura foarte mult să participați în număr cât mai mare. Și ceea ce reușim la Cimișlia, vreau să reușim și în localitățile din Cimișlia, din raionul Cimișlia, bani, proiecte, podurile de flori să fie completate de podurile de proiecte concrete, pentru că marea durerea noastră este că asistăm la un exod al populației și la niște deportări autoimpuse, deportări economice. De aceea, lucrurile acestea extraordinare pe care le facem la nivel cultural și identitar, vultul pe care îl aveți cu mândrie aici, mai nou de astăzi Regina Tomiris și o viitoare sală a dacilor, a istoriei noastre, să fie completată, așa cum îmi place mie să spun, de reunirea pragmatică. Vă mulțumesc frumos că sunteți astăzi alături de mine și eu pot să fiu alături de dumneavoastră. La mulți ani România, la mulți ani Cimișlia, suntem toți parte a României. Felicitări doamna directoare, felicitări domnule primar, domnule președinte, trecucere, începărinte, l-am văzut și pe domnul Răileanu, pe care îl salut, pe unionista noastră care a vorbit deja la Vultul Crucea despre un pic de istorie. La mulți ani încă o dată! Mulțumim! La mulți ani.
Ați pomenit aici despre cultură, dacă toată lumea își dorește unirea economică, să știți că noi nu suntem uniți, noi nici nu ne-am despărțit. De asta ne mântim astăzi, urma să vină niște artiști, dar mă rog, asta e situația cu COVID, nu știam dacă vom fi în așa număr mare. Și-am venit să spună mulțumesc statului român pentru suportul acordat și material, dar mai mult atenția pe care ne-a acordat înainte de pandemie. Ne legau festivalul, bunoară, festivalul Brancova Iubește Basarabia, alte festivaluri, zile ale orașului Cluj, Dolj, Vaslui, Iași, care ne legau cumva și aceste zile se transformau într-o unire, unire adevărată. Domnule președinte... Da, vă mulțumesc. La mulți ani, dragi români, în primul rând, așa îmi place când, într-adevăr, vorbim la plural, deoarece nu trebuie să izolăm cele două maluri prin folosirea diferitor. Este ziua noastră, este ziua tuturor neamului, este ziua noastră și astăzi avem o ospăție domnul Codreanu care ne vizitează cu acest dar. Vrem să le spunem mulțumesc românilor de peste Prut, care întotdeauna au fost solidari, au fost foarte buni cu noi și întotdeauna ne-au ajutat ca un frate mai mare, ne-au ajutat cu diferite ajutoruri, anume pentru Raionul Cimișlia. Vreau ca să menționăm, pe lângă darurile mici care le-am avut, am avut și daruri mari. Am avut de la 200.000 euro donate pentru a restabili secția chirurgie, am avut 100.000 de la Vaslui pentru a restabili tabăra Zloți, pe nume Izvoraș. Am la fel județul Prahova investit în muzeu și în scara Prahovei și am venit cu donații de circa 50.000 euro. Respectiv am avut diferite busturi inaugurate cu ajutorul fraților români. La fel ne-am înfrățit cu Covasna și la fel este un pas foarte bun pentru a găsi toate, să găsim o comunicare la fel ca și cu celelalte județe. Și astfel, de zi de zi, avem tot mai mult ajutor de la frații mai mari. La fel am avut direcția învățământ începând cu 2016, am avut donate rutieri, 4 rutiere de la poporul român numai în Raionul Cimișlia, ne mai vorbim sutele în Republica Moldova. Am avut realizate grădiniți, practic toate grădinițele astăzi reparate sunt din fondul de investiții FISM cu ajutorul poporului român și respectiv multe, multe alte granturi, fapt ce ne dă încredere și curaj de a vorbi pe nume, de a vorbi deschis și de a spune că noi suntem frații mai mici a românilor mai mari de peste Prut. Așa eu iubesc să spun. La mulți ani, România! Cât de frumos e să spui în această zi de sărbătoare un mulțumesc. Eu știu că domn primar, în activitatea sa artistică, era un mare dansator. Știu că și nu numai, da, în special pentru domnul Codreanu, probabil vreau să vă laud la călător. Am pierdut un mare dansator, adora ieșirile peste Prut. Vreau să ne împărtășiți câteva din... Pentru că am discutat așa mai oficial, acum să trecem mai frățește, mai de drag de România. În primul rând, doar vreau să vă mulțumesc și eu pentru acest cadou adus de unde începe, de fapt, istoria. Sper că cu timpul să facem această, de fapt, camera sau muzeul dacilor, să fie foarte frumos, să avem și noi să ne aducem aminte de istorie. Ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, am fost de mai multe ori, în afară că am făcut studiile în România și masterat tot acolo, dar am fost cu program artistic în care am participat tot la frații noștri care sunt înfrățâți cu primăriile, cu primăria Cimișlia și în Câmpina și în Băleni și în Câmpia Turzii. Am fost și în Hârlău, da, în aceste orașe noi, și în Huș am fost. Am fost și în Huș. Ne-au primit întotdeauna foarte călduros.
Pe timpul domnului primar Ileanu și au venit aici, cred că la fel de bine s-au simțit și ei aici în oraș Cimișlia. Toate acestea se datorează faptului că sunt niște relații care, de fapt, avem aceeași cultură și care ne înțelegem foarte bine unul cu altul, datorită faptului că cântăm în aceeași limbă, vorbim în aceeași limbă, avem aceleași tradiții cu dialectele care sunt, dar ne unește pe toți împreună. Mă bucur chiar astăzi dimineață, citeam și în multe localități din întreaga lume se sărbătoresc, sunt organizate diferite sărbători de către ambasadele din aceste, din orașele lumii. Așa că și noi, dar vedeți că iată, COVID-ul care este, ne reține a ne manifesta mai mult, oricum este împărător faptul că suntem mulți aici, înseamnă că simțim și trăim românește. Și succes tuturor, felicitări tuturor românilor de pretutindeni și Doamne ajută la cele mai bune lucruri care putem să le facem împreună. Doamne ajută! Da, dacă l-ați pomenit pe domnul Raileanu, poți să nu mai ofer cuvântul. Știu, nu m-am cerut, că mă tem să nu fie prea obosită lumea de discursul din ele. Și totuși vreau să spun că alegerile prezidențiale care au avut loc recent ne dă mai mult speranță că vom deveni cu adevărat lideri și vom putea decide destinul nostru mai departe. Și, în primul rând, trebuie să luptăm, să muncim pentru ca și cei mai puțin instruiți, mai puțin cunoscători de istorie, să revină la identitatea noastră națională, să treacă bariera psihologică, pentru că s-a format o barieră psihologică în fața multora și nu pot păși peste ea. Și domnului Codreanu să-i dorim succese, să știe că odată cu alegerea dumnealui, alți deputați în Parlamentul, în Senatul României, noi avem speranța că ei vor munci, vor gândi, vor lupta, că toate elementele astea se regăsesc în activitatea unui om politic, pentru realizarea idealului nostru de unire. Să înțelege că piedici sunt foarte multe și nu întâmplător poporul nostru este atât de dezbinat, nu e absolut nu întâmplător, să depune eforturi din partea Imperiului Rus. Eu am ajuns la concluzia că și multe țări dezvoltate, cu democrație avansate, și aceea nu ne înțeleg destul de bine opțiunea și de ce am dorit noi unire, de ce ne-am rupt de la Uniunea Sovietică. Mulți nu înțeleg până în ziua de azi. Succese și să continuăm această misiune măreață pe care ne-o transmis-o sau ne-o lăsat-o Ștefan cel Mare. Să vorbim așa, Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, sunt demn de memoria lor. Și în privința reginei Tomiris, eu mă gândesc că Mircea Cosma a vrut să arăte prin această regină că noi am avut influență până după Ural, da, exact. Până în China. Și, și avem, adică ceva din predecesorii noștri au săvârșit fapte demne de istoria universală, așa? L-a bătut pe Darius, regele Persiei. Este frumos, este o provocare pentru tineretul nostru, pentru oamenii care se interesează de istorie, să studiem, să vedem, să pătrundem mai adânc, să ajungem la Herodot, la alți autori antici, să vedem ce a fost pe aici. Mai mult ca atât, dacă vă amintiți la una din expoziții, eu vorbeam că Cimișlea este situat pe terra incognito. Dacă vă uitați pe niște hărți mai vechi, aici nu e arătat nimic, nicio localitate. Iată, zona noastră, zona Cogânicului până la Marea Neagră aproape, iată, Lăpușna este și mai la sud nu mai este nimic arătat. Ar fi bine, ar fi foarte interesant să studiem și această istorie. Sunt sigur că au trăit români, poate au mai dat, au năvărit cineva peste dânșii, s-au plecat, pe urmă au ridicat capul, dar să vedem ce cu istoria noastră, cu vestigiile istorice care le mai putem vedea, începând cu Balu Traian,
și alte obiecte interesante care așteaptă să fie descoperite. Felicitări la toată lumea cu această sărbătoare măreață, o sărbătoare apogeu Unii Națiuni. Mulțumesc! Doamna directoare, dacă mi-am găduit să vă pun un pic microfonul, eu nu am venit singur astăzi la Cimiștea. Tot vorbeam despre echipa noastră a Partidului Mișcarea Populară, despre alegerile noastre și mă bucur că un om cunoscut și apreciat în Republica Moldova a acceptat invitația mea și a președintelui Băsescu să participe la acest scrutin și dacă tot vorbim despre regine, despre femei pe care să le apreciăm, o să rog și pe doamna ministră Alexandra Bura să ne spună câteva cuvinte. Vă rog. Bună ziua tuturor! Bună ziua, dragi românci și români! Eu chiar mă bucur că în această zi am revenit acolo unde cu domnul Răileanu și cu foarte mulți dintre voi am dus un mesaj care se regăsește în simbolistica sărbătorii de astăzi. Rezistă popoarele care au caracter. Rezistă popoarele care își cunosc rădăcinile, care își cunosc istoria, care pot să spună oriunde ar fi, sunt român din Basarabia, sunt român din nordul Moldovei, de dincolo de peste Prut și îmi cunosc predecesorii, de aceea voi continua acel ideal pe care, ziceam și cu altă ocazie, l-au avut și bunei mei, ca și bunei voștri, l-au avut părinții mei și mi-am amintesc că mamica zicea ceea ce îmi doresc să ajung la Iași și la București, învață fetele mele. N-a fost să fie, de aceea sunt sigură că uniți fiecare din noi acolo unde suntem, putem să apropiem, fie prin poduri educaționale. Mie îmi place cum domnul deputat Codreanu spune că de la poduri de flori trebuie să trecem la poduri de acțiune, educaționale, culturale, de infrastructură. Și să spunem cu fermitate că și prezentul și viitorul nostru se leagă de țara care ne-a fost alături, indiferent de coloratura politică care a fost la guvernare. Asta contează, de aceea, repet, poate cu vocea mea, mă rog, specifică, mă mândresc că sunt româncă, mă mândresc de toți cei care au făcut la un moment dat să se producă unirea, iar noi, la 100 de ani distanță, iarăși să nutrim, să revenim în albia noastră firească. Doamne ajută, mișcăm România și prin alegerile parlamentare din 5-6 decembrie, de aceea chiar vreau să vă rog ca să îndemnăm pe toți cei și din Basarabia, și din afara ei, chiar dacă ne mai încearcă deznădejdea, chiar dacă ne mai încearcă supărarea că parcă se produc unele schimbări, dar noi încă ne confruntăm cu obstacole sau uneori preferăm să luăm drumul pribegiei în căutarea unui viitor, a unei bunăstări pentru copiii noștri. Echipa lui Traian Băsescu cred că a demonstrat de-a lungul timpului că se îngrijește de noi și faptele de la sine vorbesc, unele din ele chiar au fost denunțate și de domnul deputat, și de domnul primar, și de domnul președinte al raionului. Doamne ajută să ne revedem cu bine de fiecare dată și să spunem, uite că printr-o acțiune odată în plus apropiem malurile, fiindcă malurile de fapt sunt oameni, fiecare din noi. Și nu pot să nu vă ofer, cum zicea domnul Codreanu mai sus, microfonul la cei care doresc. Nu vreau să meargă cineva supărat că nu și-a spus gândul, menirea și dragostea față de tot ce este astăzi România. Dacă cineva vrea să vorbească. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Părinte. Vă mulțumesc pe toți. Sunt preotul Mihail de la Jacur. Raionul Cimișlia, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am ajuns la această sărbătoare să ne întâlnim, să ne vedem. Ieri a fost o mare sărbătoare în toată România. L-am ascultat pe părinte, pe înalt preasfințitul Teodosie, care a mulțumit basarabenilor care au fost la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel Nechemat, la peșteră. Și astăzi, a doua sărbătoare, care iarăși ne-am întâlnit împreună, vreau să mulțumesc domnul Alexandru Trângeanu, care este din statul Javgur, locuiește în București și m-a anunțat că să fim împreună aici să ne unim. Și vreau să spun că
Bunul Dumnezeu lucrează prin cei binecredincioși și asta ne unește. Credința ne unește pe toți. România pentru mine personal este ca acasă, dacă merg acolo. Nu sunt nicio diferență. Mulțumim României că au posibilitatea copiii noștri să învețe acolo, să primească o educație bună, care revenind în țară devin oameni mari la noi aici în Moldova. Și sperăm și pe viitor ca această unire să fie oficială pentru întreaga țară, pentru întreaga creștinătate, ca să fim un popor unit și, cum se spune, sângele apă nu se face. De aceea dorim ca pe viitor să fim uniți, să dispară și granița între aceste două țări și Doamne ajută! Viitor! Doamne ajută! Eram prin Jamgur și o bătrânică mi s-a adresat, îi spune chiar că preotul nostru îi spune că trebuie să faci unirea cu România. Și când, cam rar așa preot, dar rar. Din istorie, dacă luăm, am găsit în actele bisericii din Jalgur, care au fost în Patriarhie Română tot timpul, în Mântropolia Basarabiei, și le-am regăsit înapoi de unde am fost. Asta trebuie să spunem că la Jalgur, nimic nou. La Jalgur avem da, deja da. Ceva și, la cena, și noi am fi vrut și astăzi să ajungem la Jalgur cu un set de donații pentru cu albumele Stere, dar din păcate domnul primar am înțeles că este plecat la Chișinău, probleme de sănătate. Deci, săptămâna viitoare sau pe sfârșitul de decembrie o să, revenim, o să venim și la Jamur, să știți, domnul. Vă se tem curat. Doamna Anastasia Balmuș. Eu nu mă vreau, de cum obosește lumea. Am vrut să vă aduc aminte cine a fost la 15 ianuarie, ziua de naștere lui Eminescu, când am fost la bustul lui Eminescu. Era prezent și Mircea Cosma și atunci am anunțat că anul acesta Cimișlia, conform documentelor, este pentru prima dată atestată 400 de ani în urmă. Deci am anunțat că Cimișlia, iată, toți au înțeles că plinește 400 de ani și domnul Mircea Cosma a fost un pic indignat și dacă țineți minte, ne-a ținut un discurs cu regina Domiris și așa mai departe și s-a ținut de cuvânt și îl urmăresc pe rețelele de socializare cât vorbește el despre regina și deci regina Tomiris a venit la ceilalți pe care tot Societatea Culturală Istorică Mihai Viteazu din Ploiești, a cărui dumnealui este președinte, putem să enumărăm și bustul lui Mihai Eminescu, și bustul lui Mihai Viteazu, și Constantin Stere, care e în Jabur, Alexandru Ioan Cuza din Gura Galbenă, Burevista din Selemet. Deci toate acestea ne arată că avem aceeași istorie, aceleași rădăcini. Suntem un neam. Semnificativ e și faptul că ne l-a transmis, fiindcă, mă rog, condițiile de pandemie și așa mai departe, printr-un tânăr. Adică e vorba despre generația care va continua lucrurile acestea și e vorba despre Constantin Codreanu și aici vreau să vă aduc aminte, 4 ani în urmă, cum l-am invitat tot în Cimișlia, când tot era candidat în Parlamentul României, a venit cu un coș de mere. Aveam și acum, să știu. ne-am fotografiat, ne-a servit, ne-a vorbit și l-am urmărit 4 ani de zile, dumnealui foarte deschis, fiind și președintele Comisiei a Românilor de peste mai în afara țării. Deci peste tot a fost. Oricum, eu mă sunt mândră că am votat atunci pentru dumnealui și el și-a îndeplinit foarte frumos, foarte conștiincios toate misiunile. Și astăzi zic, cum să nu votăm mai departe, mai cu seamă că acest partid are în componență sa mulți basarabieni. Acolo e și Eugen Tomac, și Ana Guțu, Andrei Strâmbanu, tot Strâmbeanu, suntem tot prieteni. Alexandru, da. Îi urmăresc pe toți. Deci e partidul care ne va auzi, ne va înțelege, ne va reprezenta. El e cointeresat să
să facă ceva, un proiectul ăsta de țară despre care a vorbit atâta domnul Băsescu. Eu cred în trânsii, eu cred în puterile cele care sunt acolo și în ceea ce fac băieții. Deci e chiar și îndemn să votăm acum la 5 și 6 noiembrie pentru pentru Partidul Mișcarea Populară. Și felicitări în ziua de astăzi, ne sperăm până la urmă și să sperăm să vă auziți și noi, cum a spus Mihai Viteazu. Noi, dacă noi românii ne-am unit, noi am dominat continentul. Dar tare mari lupte sunt între noi. Deci, între noi trebuie să ne unim pentru a fi uniți cu țara. Cu acest îndemn să ne unim mai întâi între noi, după care între popoare, vreau să vă urez o zi bună, dar nu înainte să vă spun un mare mulțumesc că o văd în boost, așa, nu doar ca... Apropo, m-a motivat domnul Cosma să privesc, să vizionez acel film și asta am înțeles că cei de peste hotarele țării România și Republica Moldova o cunosc mai bine decât noi, așa pentru că să faci și să torni un film, trebuie să știi foarte multe. Da, acolo sunt niște momente legate de cinematografie, dar mare parte sunt date istorice, care datează din anul 607 înainte de Hristos. Mi-a plăcut enorm când s-a zis că Sarmice-Zetuza era capitala, cea mai mare capitală a civilizației, da, Danubiano-Pontice, bun. Geto, daci, straci, erau în materie de teritoriu, era foarte mare, cum spunea și domnul Răileanu. Ne mândrim. Deci, suntem de neam de viță. Asta trebuie să ne spună acest boost. Vă urez o zi frumoasă, iar dacă mergeți acasă, nu uitați să închinați un pahar pentru România. La mulți ani! La mulți ani! Thank you.